Primăria Baciu a depus la guvern un proiect de canalizare pentru Baciu, Popești, Coroșu și Rădaia Mera, care ar urma să fie finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Câți bani ați putea obține sau câți bani doriți să obțineți prin programul Angel Salini? Pe total, cu drumul și cu canalizare și cu poduri și cu tot ce mai avem, ar fi undeva la 160 de milioane. Acum, partea cea mai importantă, rețelele de canalizare, ar fi pentru Popești, Corușu, mă vorbesc de rețea de canalizare, nu doar de canalul colector, ci de rețeaua în sine pe cele două sate, ar fi în jur de 15 milioane și jumătate. În ceea ce privește iarăși localitățile Rădaia și Mera, este ușor peste 14 milioane. Rețeaua de canalizare ar urma să fie extinsă și în Baciu. În localitatea Baciu ar mai fi capătul străzii Transilvaniei, ar mai fi strada Vânătorului cu Poiana Cerbului, Observatorului, strada Mică, Cantonului, cu Salciei cu tot, Colinei, Măceșului, Viilor, Cometei de la Ciocârliei în sus, Căpșunilor, Nadășului și Cheile Baciului.